Școala online este o adevărată provocare pentru toată lumea, de la elevi la profesori. În timp ce foarte mulți copii nu au acces la această formă de învățământ, deși și-ar dori să învețe, alții aleg să-și bată joc de munca dascălilor, sabotând orele interactive, fie cu muzică, fie cu materiale erotice. Elevii și profesorii se conectează online cu ajutorul unui cont de utilizator. Aplicația le dă ocazia elevilor să distribuie poze sau filmulețe cu colegii, dar și cu cadrele didactice. Din nefericire, profesorii nu au cum să controleze ceea ce distribuie copiii. Așa se face că un elev al liceului teoretic Petru Cercel din Târgoviște a distribuit un filmuleț interzis minorilor. Probabil din cei care aveau camera video pornită la laptop sau la ce device utilizau în acel moment, probabil au văzut că s-a deschis acel filmuleț. Timpul a fost foarte scurt, timpul de reacție al doamnei profesor foarte bun, s-a închis imediat și sesiunea a continuat pe WhatsApp. A fost nevoie de o mini-anchetă pentru a-l descoperi pe elevul cu chef de glume și asta pentru că nu toți tinerii au folosit numele real la crearea contului. Doamna dirigintă a sunat acel coleg, colegul și-a asumat, a spus că el a făcut, a discutat și cu părinții copilului, au regretat și și-au asumat fapta și au spus că nu se va mai întâmpla acest lucru. A fost pur și simplu o glumă. Cu toate acestea, o comisie urmează să hotărască dacă și în ce fel elevul va fi sancționat. Inspectorul general e de părere că fapta este gravă și că ar trebui pedepsită. Dacă mă întrebați pe mine, că aș aplica cu toate riscurile de interpretare regulamentul și aș taxa la purtare elevul ăsta. În regulamentul școlar nu poate exista vreo referire explicită cu privire la comportamentul în timpul lecțiilor online, dar există precizări în legi cu privire la distribuirea de materiale cu caracter pornografic. Chiar dacă profesorii depun eforturi pentru ca orele să se desfășoare cât mai bine, mulți au probleme cu tehnologia. În același timp, cei mai mulți dintre elevi au folosit gadgeturi de mici, fapt care pune de multe ori pe dascăli în dificultate. Elevii sunt mai pregătiți din punct de vedere tehnic. Profesorul să predea o lecție online are nevoie de două categorii de abilități. Abilități tehnice, pe de o parte, să utilizeze terminalul pe care îl folosește, dar și abilități de adaptare a lecției, care nu înseamnă exact același lucru, la transmiterea în mediul online. Cazul de la Târgoviște nu este singular, iar profesorii trag un semnal de alarmă cu privire la viitoarele derapaje ale elevilor și la măsurile care ar trebui luate.